Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip din seria întreținerii unei motociclete de teren. În cazul nostru este vorba de acest KTM 4 timpi. Următorul lucru o să discutăm despre transmisie. Transmisia finală, adică pinioanele, pinionul spate, pinionul față și lanțul. De ce sunt foarte important să le verificăm? Cât de frecvent trebuie să verificate acestea? Și ce trebuie să verificăm la ele? Și în primul rând, după fiecare ieșire este recomandat să curățați toată transmisia, pinion față, pinion spate, să le curățați, primul rând de pământ, curățat vechea grăsime de pe el, vechiul lubrifiant de pe el și aplicat unul nou. În special, vechiul lubrifiant de pe el și aplicat unul nou. Acest lucru este în special necesar la lanțurile cu O-ring sau cu X-ring. De ce? Pentru că acest O-ring este din cauciuc și dacă nu este lubrifiat ca atare, acesta îmbătrânește foarte repede și nu-și mai face treaba. Acum, ce trebuie să verificăm noi? În primul și primul rând, pinioanele. Ne uităm la dinți, verificăm de jur împrejur să fie toți dinții în regulă, ne uităm la ei să nu fie ascuțiți sau să aibă forma deteriorată, de obicei prin formă de val, se duc ușor într-o parte. Aceștia sunt puțin uzați, dar încă mai merg. Fiind vorba și de un pinion foarte bun, îi mai lăsăm. Lanțul. La lanț trebuie să aveți grijă, în primul rând, să inspectați O-ring-urile, la cele cu O-ring sau cu X-ring, să fie la locul lor, să nu fie rupte sau crăpate. Da, cazul nostru sunt ok. După cum observați, acesta a ruginit pentru că a fost spălat și nu a fost lubrifiat. De aceea este foarte important să-l și lubrifiem după spălare. A fost spălat doar cu apă, nu a fost spălat și cu o soluție specială, o să vedeți și despre ce este vorba. Așa, la lanț trebuie să verificăm să nu aibă joc stânga-dreapta, da? Când se creează joc, găsiți acest lucru pe internet, găsiți o fișă cât trebuie să fie distanța dintre o za și altă za. Lanțul când se uzează, acesta creează joc. Acesta își creează joc în nituri și se întinde ușor. De aceea se poate măsura astfel. Apoi, pinionul față la fel. Ne uităm la toți dinții. După cum observați, aceștia au început să aibă formă de val, deci ușor, uitați, de vârf se duc așa. Uitați, acesta se vede și mai clar. Și v-am spus, inspectăm toți dinții, îl învârtim. De ce? Se pot întâmpla anumite accidente, să prindă o piatră, să prindă ceva și să se rupă sau să se îndoaie efectiv un dinte. De ce este foarte important? Uitați un dinte rupt, un ok, încă unul rupt, încă unul. Deci acest pinion este praf și trebuie înlocuit. În cazul în care nu erau rupți, oricum, vedeți, aceștia au început să se ducă către față. De regulă, pinionul față se duce mult mai ușor pentru că este și mult mai mic și forța este mai mare, iar pinionul spate mai rar. Depinde mult și de calitatea acestora și de cât de des le întrețineți, de cât de des se face această ungere și această curățare. În cazul de față trebuie să schimbăm pinionul de pe față. Chiar dacă aveam de schimbat lanțul sau pinionul de pe spate, era aceeași procedură. Trebuie să slăbim roata, să putem să dăm lanțul jos și apoi desfacem pinionul. Desfacem, îl înlocuim și apoi o să vă arătăm și cum se face curățarea și ungerea lanțului și întinderea, verificarea și întinderea în cazul în care este nevoie a lanțului. Ok, desfacem roata spate. Ok, am slăbit roata, acum slăbim întinzătoarele. E la fel și pe partea cealaltă.
Ok, am slăbit lanțul. Este în regulă. Acum, pinionul de pe față. Ok, pentru a desface pinionul de pe față, avem două metode. Metoda prin bătaie, adică cu un pistol de impact, așa, sau metoda clasică cu o cheie. În cazul acesta o să trebuiască să ținem frâna spate acționată pentru a putea desface pinionul. Noi o să folosim metoda de impact. Atenție, acest pinion poate să aibă, ar trebui să aibă de fapt, pastă blocantă pe el. Puteți să încercați și să-l încălziți, dar foarte puțin, pentru că în spatele lui este un simmering. Să nu deteriora simmeringul. Ok, l-am desfăcut. Da, uitați, a fost dat cu pastă blocantă. Da, o să curățăm și o să folosim la fel. Șaiba de asemenea este foarte importantă. O să desfacem și apărătoarea ca să putem să scoatem mai ușor. Și de asemenea este foarte important să și curățăm, pentru că acolo în permanență se vor strânge mizerii în spatele pinionului. Nu întotdeauna intră foarte bine jetul. Și dacă tot trebuie schimbat, nu strică să-l și curățăm acel loc. Ok, depărtăm apărătoarea. Așa. Acesta este pinionul vechi. Deci, după cum observați, din ceea ce aceștia sunt, cum vă spuneam, sub formă de val. Da? I-a luat tărâș lanțul. Acum o să curățăm bine aici locașul și o să venim cu pinionul nou. Ok, curățăm aici. Simmeringul pare ok, nu se văd urme, s-ar fi văzut acel nisip că ar fi fost umezit, pare ok. Curățăm bine zona aceasta. Foarte important este să curățăm și Loctite-ul din interiorul. Ok, acum pentru a curăța filetul o să folosim un tarod, curăța filetul interior. Folosim un tarod. E foarte important să curățăm acel Loctite pentru a aplica pe cel nou. L-am curățat, o să suflăm puțin și cu compresorul. La fel, curățăm bine șurubul dacă îl folosim pe același. Dacă puneți altul nou, acela o să vină de regulă vine deja cu Loctite pe el. Noi o să-l curățăm pe acesta, încă este în stare bună. Folosim o perie de sârmă pentru a lua acest blocator de pe el. Dacă nu, la fel cu o filieră, putem să curățăm. Dacă nu se curăță, s-a curățat destul de ok. Așa. Îl curățăm bine, îl degresăm bine. Îl pregătim pentru instalare. Șaiba. Așa. Acesta este pinionul nou, ce-l vom pune, de la GT. Așa, așa arată pinionul nou. Ok, acum ungem bine pe exterior, aplicăm puțină vaselină. Și o să nu intre înăuntru. Dinți aplicăm bine, așa, punem pinionul, ok,
Așa. Aplicăm blocator pe șurub. Da. Îl înfiletăm ușor la mână. Înfiletăm ușor la mână, centrăm șaiba. Ok, este centrată, l-am strâns cât se poate la mână. Acum acesta trebuie strâns la 60 Nm. Acum, pentru a-l strânge, aplicăm frâna de spate și cu ajutorul cheii dinamometrice strângem șurubul. Am strâns la 60 de newton. Așa. Șaiba este centrată, am terminat pe partea de față. Acum o să întindem lanțul prima oară ca să vă arătăm și cum să face întinderea de lanț și cum este corectă. Ok, pentru a întinde lanțul, tragem de roată. Avem aici întinzătorul, contrapiulița. Și avem grijă ca să facem la fel și pe o parte și pe cealaltă. Deci avem aici două crestături pe întinzător și avem aceste scobituri în basculă și pe o parte și pe cealaltă. Ținem cont de ele ca să fie roata dreaptă. Apoi, verificați manualul de reparații. În cazul nostru la KTM trebuie să avem aici 5,5 cm. Măsurăm. Deci 5,5 cm. Cum este acum? Deci el are un 7. Cum este acum lanțul, da? Deci trebuie să o întindem să ajungem pe aici la 5,5 cm. Ok. Întindem. Așa. Desfacem întinzătorul. Mai verificăm. Da, este ok. Așa, acum aliniem roata, la fel și în partea cealaltă, ne uităm la aici, la striații. Da, suntem la a doua striație, fix în dreptul acesteia. Da, facem și în partea cealaltă fix la fel. Ok, la fel și aici. Este ok. Da. Putem strânge contrapiulița. Da. Apropiem și piulița centrală. Mergea pusă și înainte. Ok, și în partea cealaltă strângem contrapiulița. Mai verificăm o dată să nu se fi mișcat. Deci este în regulă. Strângem contrapiulița. Ok. Și acum verificăm să fie totul în regulă. Ok, verificăm și așa, da, este în regulă, este aliniat. Da, este în regulă. Acum putem strânge piulița centrală.
Ok. Este în regulă. Am strâns-o. Lanțul este în regulă. Acum urmează partea de curățare și ungere a lanțului.